Peste 2700 de elevi de clasa 12 au intrat astăzi în febra examenelor finale. Astăzi au susținut proba de competențe la limba și literatura română. Spre deosebire de examenul de anul trecut, probele de competențe de la BAC 2019 nu s-au mai dat în iarnă, în timpul anului școlar, ci s-a revenit la sistemul vechi. Astăzi elevii au avut la dispoziție 10-15 minute să rezolve două subiecte care nu i-a pus în dificultate. A fost destul de simplu, ne-am descurcat toată lumea, subiectele au fost accesibile, ne-am descurcat. Ce s-a picat? Eu am avut un text juridico-administrativ și mi-a plăcut. A fost bine, eu consider că m-am descurcat și cred că am început cu dreptul de anul acesta. Am avut un text memorialistic eu. A fost ușor, pot spune că proba orală la limba și literatura română este o probă formală. Acum BAC-ul din iulie va avea un impact mai puternic asupra noastră și acela este de o importanță majoră. Timp de mai multe zile, elevii își vor evalua competențele în comunicare, IT sau o limbă străină. Astăzi, 3 iunie, este prima zi de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română pentru examenul național de bacalaureat iunie-iulie 2019. Pentru toate probele așteptăm 2795 de candidați, iar dacă este să detaliem pe fiecare probă de competență, la proba A, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, sunt înscriși 2409 candidați. La proba C, proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, avem 2317 candidați, iar pentru proba D, evaluarea competențelor digitale, 2368 de candidați. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau prin calificativ, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național, experimentat, avansat și mediu. Examene scrise ale bacalaureatului vor începe pe 1 iulie și ultima probă va fi susținută pe 4 iulie, iar rezultatele finale sunt programate pe 12 iulie.